Ministrul Sănătății a declarat că s-au depistat erori în ceea ce privește raportarea deceselor pe platforma Corona Forms. Discuția acestor raportări a pornit imediat după plecarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea ministerului. Acesta atrage atenția asupra unor spitale care nu ar raporta decesele unor persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pe masa actualului ministru al sănătății a ajuns un raport preliminar care indică faptul că o mie de decese au fost raportate eronat. Am cerut săptămâna trecută un raport preliminar care mi-a fost înmânat și care arată că există diferențe. Nu aș vrea să spun cifre pentru că aceste diferențe sunt în continuare analizate. Singura cauză care a fost evocată a fost o eroare de raportare în Corona Forms, unde la rubrica de deces nu a fost completat, a fost completat decesul la comentarii. Aceasta este o eroare care a apărut în aproximativ 1000 de cazuri și a fost singura eroare care a fost raportată de către această comisie, a spus Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății. Tot ministrul Sănătății a mai adăugat faptul că diferențele sunt însă un pic mai mari, motiv pentru care vor fi făcute analize suplimentare.